e asta. Da, oricum, înțeleg că aveți încredere în Marius Mudică. Este omul în care aveți cea mai mare încredere la Rapid în momentul acesta. E singurul care poate singurul să susțină profesional un parcurs bun de aici încolo în următorii ani pentru Rapid. Restul și-au dovedit ineficiența și lipsa de calitate profesională. Sunt mulți aserviți și un patron care și recunoaște, nu trebuie să o spun eu de 1000 de ori, că nu se pricepe. S-a dovedit, când a încercat să se priceapă, a dat-o în bară. Deci, principalul e că n-a rămas habonic în greșeală, n-a rămas închistat în greșeli, imediat a răspuns cerințelor tribunei, să spun așa, și a suporterilor și a situației, de fapt, a schimbat și a lăsat orgoliul deoparte și a apelat la Șumudică și se și vede. Se și vede, am încredere în Șumudică, am încredere în coeziunea lui cu suporterii, cu spiritul rapidist și din conglomeratul ăsta sunt sigur că în anii viitor vom avea și satisfacții. Numai o secundă, vi se pare că de vreun an jumate, doi, până cu o lună, principalul obiectiv al domnului Șucu a fost evitarea semnării cu Șumudică? O, cu certitudine, dar au și declarat, chiar dacă prin vocea lui Angelescu la acel moment. Și toți cei care sunt angajați la club l-au certat până acum vreo 3 săptămâni, îl certau cu Șumudică. Adică începeau fiorii în momentul în care ei nu prea mergeau bine și Șumudică era întâmplător liber? Discuție mult mai amplă. Obiectivul economico-financiar contabil al clubului i-a făcut să se separe de Șumudică și de susținerea lui Șumudică din tribune. Ei nu puteau să vândă nimic de calitate, să umple visteria de bani în lipsa rezultatelor sportive pe care le tot antamau și le asumau. Ei nu puteau să vândă cu un antrenor ca Șumudică, pe Dugan, zici, pe Rachmani, pe Krasnitsky, chiar și pe Funcșo, pe Moldovan. Nu se puteau, pentru că nu poți să aduci, nu poți, vin de la acum, pe Trila. Că am văzut că deja începe să... Păi și care ar fi o ofertă? Dacă pleacă pe Trila, pleacă Șumudică. În Israel. Este Șumudică, dacă nu este Șumudică să spună, da, domne, pot să joc fără el, fără să amputez din obiectiv, să-l vor vinde, dar nu poate să-l vândă. De aici încolo nu vor mai vinde deșențat împotriva obiectivului. Nu vor vinde numai în momentul în care sunt acoperiți pentru a susține obiectivul, a fi un obiectiv oricare îl declară ei sustenabil. Surprinzător sau nu, că tot vorbeați de Marius Șumudică când era liber de contract, Șumudică a plecat de la Gaziantep în martie sau ceva de genul. De când a plecat Șumudică de la Gaziantep până a venit Șumudică la Rapid, Rapid a câștigat un singur meci în 6 luni jumate. Acel meci cu FCSB, ultimul din sezonul din play-off, Nu, ultimul din play-off. Ah, când nu mai conta, când da. Deci pur dacă și simplu primul an. Da. Dacă primul an de la revenirea în serie, în Liga 1, în super competiția asta din vârful fotbalului românesc, am înțeles locul 8-9, nu mai țin minte, ulterior locul 5 ne-a creat speranțe ca să vină un loc 6. Adică sub administrarea lui Angelescu, a lui Nicolae și în special al lui Șucu, pentru că Șucu l-a derogat din competență. Pentru că acum începutul al celui de-al treilea campionat să fie un dezastru, sub conducerea directă a lui Șucu, care și-a asumat-o, care l-a îndepătat pe Nicolae, care l-a scos din linia întâi pe Angelescu, în calitatea lui de acționar majoritar, a putut să facă lucrul ăsta, l-a adus pe Viorel Moldovan, am avut mari speranțe cu misarul știind ce înseamnă fotbalul ăsta, se va impune, nu e, e zero, pur și simplu, nu are niciun cuvânt de spus, e doar o imprimantă, am spus eu, un avatar al lui Șucu, ce spune Șucu, aia scoate ăsta moldovan, ca să nu mai zic ceilalți corporatiști care n-au nicio legătură. Cine face transferul, le cere niște no-name și au pornit-o cu 1-2 jucători, i-au făcut bani imediat și au lăsat obiectivele deoparte. Nu, prin obiective poți să ajungi la mai mulți bani. Dacă să ajungi la obiective, trebuie să investești. Asta e menirea ta de patron. Trebuie să investești 1 milion, 2, 3, 10, 20, ai atins obiectivul, după aia stai numai în obiectiv și aduci bani. În special din competiția internă, din competiția europeană și după aia din transferuri. Și niciodată nu vinzi valoare înainte să aduci valoare ca să poți să creezi o competiție din care să se vândă valoare. În fine, nu credeam că v-a dezamăgit Viorel Moldovan așa tare, sincer. Respect
marele jucător de fotbal. Nu, președintele Viorel Moldovan, ca să fiu... Nu, respect marele atacant, Viorel Moldovan, l-am avut jucător, știu profesionalismul, corectitudinea lui, un om decent, un om la locul lui. Pur și simplu nu vreau să aud de conducătorul moldovan din momentul în care a plecat Rahmani. Dacă și-a permis el, conducător venit din fotbal, el atacant, să nu facă scandal, în sensul, între ghilimele, în interiorul clubului, să-i spună lui Șucu, nu poate să plece acum, nu pierdem nimic, îl vindem la vara viitoare, dă-i niște bani în plus la salariu și stăm în obiectiv. Asta trebuia să facă, simplu. Nu poți să pleci și să rămâi complet gol la început de campionat, cum a făcut în returul campionatului trecut, când a rămas fără portar. Și cum a făcut în sfârșitul turului campionatului trecut, când au rămas fără iarăși atacanți. Au intrat în play-off-ul de anul trecut cu portar de la copii de 17 ani. Da, astea sunt niște lucruri imposibile pentru un club care își aruncă în eter obiective de genul campionat, cupe europene și alte alea. Ei, de asta vă spun, Moldovan nu și-a atins menirea, e clar că deține o funcție golită de conținut și atunci n-am de ce să-l respect în calitatea lui de președinte de club. Apropo de oamenii de la Rapid care sunt acum în staful administrativ, nu știu dacă cunoașteți, dar acum vreo săptămână directorul executiv Marian Mihail a fost aici în direct la Fanatic Superliga și a avut o declarație dură la adresa dumneavoastră. Știți despre ce e vorba sau vă citesc scurt? Știu despre ce e vorba, să fie sănătos, pentru mine e cantitate neglijabilă, nu merită să-i dau un răspuns, pentru că nu face altceva decât să-și câștige banii de la Șucu. Încercând, Șucu nu a ieșit direct împotriva mea cu declarații, pentru că nu are ce să-mi spună, că mie trebuie să-mi dea în cap ca să mă contrapună cu tabela de marcat sau cu clasamentul. Cu astea două, pe mine mă reduce la zero, eu nu mai pot să vorbesc, decât laudativ. E, cu astea nu ești, ca să te apuci de alte lucruri, să-mi aduci aminte de necazurile mele din viață, altele decât cele sportive, pentru că eu pe linie sportivă nu am avut niciun necaz niciodată, n-am făcut nicio fără de lege, n-am încălcat legea și n-am ispășit o pedeapsă pentru lucrurile astea, ca să nu mai zic, n-are rost să-i răspund și să fie sănătos. Am înțeles. Să continue să câștige bani ieșind public cu lucrurile care, într-adevăr, pentru mine sunt neplăcute, dar n-au legătură cu fotbal. Ați avut o discuție cu domnul Șucu personal? Nu. Niciodată, nu v-a sunat să lămurească vreo divergență care ați avut, sau cel puțin să discute pe marginea... Nu, sau să vă sune să vorbească cu suporterul Marian Iancu, suporterul Rapidist Marian Iancu. Nu. Sunt sigur că am comunicat mediatic. Mediatic sunt convins că ați comunicat.